Bine v-am găsit! Ziua de mâine aduce schimbări radicale, mai ales prin vestul și nordul țării, regiuni unde trecem de la un regim termic de vară plăcută la unul de toamnă târzie. Ploile nu lipsesc din peisaj, nici ele, în unele zone putem avea parte chiar de fenomene convective, iar vântul va sufla nervos prin Moldova. Prognoza detaliată pentru 3 octombrie în cele ce urmează. Să vorbim un pic mai detaliat și despre contextul sinoptic al zilei. În timp ce insulele britanice dau piept cu uraganul Lorenzo, iar vestul și nordul Europei se află sub influența unor centri barici de înaltă presiune de origine anticiclonică, Europa de est-sud-est va fi sub influența depresiunii Niels, cu un centru baric jos poziționat fix la nivelul țării noastre. Din punct de vedere al fronturilor, avem un front rece urmat de un front de ocluziune care traversează simultan țara de la vest la est, pentru ca mai apoi, la finalul intervalului, să se transforme într-un front quasi-staționar. Pe o circulație nord-vest-sud-est, aerul rece avansează în bună parte din țară, astfel că la finalul zilei de mâine vom fi pe abateri termice negative de până la minus 4, minus 5 grade față de normalul perioadei în Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș, în zonele montane și în nordul Moldovei. Nu avem parte de schimbări importante în ceea ce privește valorile nocturne de temperatură, cel puțin nu acum. La nivelul întregii țări se vor atinge 12, 14, 16 grade, în timp ce în zonele montane avem minime de la 18, 11 grade. În schimb, maximele de mâine vor varia foarte mult de la o regiune la alta. Astfel, în Banat, Crișana, Maramureș, abia se mai ating 10, 12, 13 grade, în timp ce în estul Munteniei și sudul Moldovei urcăm la valori de 27, 29, 30 de grade. În Oltenia, Moldova, Transilvania vorbim de temperaturi maxime de 22, 24, 25 de grade, cu 16, 18, 19 grade în zonele montane, respectiv 12, 13 grade pe crestele montane. Pe timpul nopții, norii joși vor fi prezenți prin zonele montane pentru ca apoi să se concentreze în Banat, Crișana, Maramureș. În aceste zone, dar și prin zona Apusenilor și nordul orientalilor, până la orele prânzului nebulozitatea joasă se accentuează. Vorbim de un grad de acoperire de 100% până la orele prânzului. Norii joși apar și prin estul Dobrogei, o acoperire de 50-70%. La orele serii, norii joși acoperă și Transilvania, nordul Moldovei, iar apoi până la finalul zilei și restul Moldovei. Dar îi regăsim și prin Muntenia, eliberând în schimb cerul Banatului și al Crișanii. Spre orele dimineții avem condiții de ceață prin zona județelor Neamț, Vrancea, dar și prin Arad, Bihor, pentru ca spre prânz să vorbim de condiții de ceață, mai ales prin zona Apusenilor, Hunedoara, Alba, Bihor, Sălaj. După amiaza am putea avea parte de ceață și prin munții Banatului și Maramureș, iar finalul zilei vine cu ceață în toate zonele montane. Încă din prima parte a nopții avem parte de ploi prin Timiș, Arad, Bihor, vestul județului Cluj, iar la începutul dimineții prin tot județul Cluj, Sălaj, Satu Mare, Maramureș. Până la orele prânzului, ploile reapar prin Banat, Crișana, dar și prin zona de Curbură sau vestul Transilvaniei. După amiaza regăsim ploi tot prin aceste regiuni, dar și prin Transilvania. Odată cu orele serii, ploile se mută în Moldova și Muntenia și cresc în intensitate. Cantitățile de precipitații ce vor cădea mâine nu trec de 5-10 litri pe metru pătrat în Banat, Crișana, sudul Muntenii, mare parte din Moldova, dar pot ajunge și la 20-30 de litri pe metru pătrat prin Transilvania, Maramureș, nordul și centrul Moldovei. Pe timpul nopții și al dimineții avem parte de un vânt moderat prin Banat, Crișana, Moldova și sudul Dobrogei. Până la orele prânzului, vântul prinde un pic de putere, rafale de 35-40 de km pe oră și prin Transilvania, sudul Olteniei și al Munteniei. Spre seară, vântul se liniștește în cea mai mare parte a țării, cu excepția Moldovei, unde vom vorbi deja de un vânt foarte puternic, cu rafale ce pot ajunge, foarte mare atenție, și la 80-90 de km pe oră.